Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolci au tras astăzi un semnal de alarmă asupra pericolului extinderii și în România a unor boli ce au afectat la vecinii din est și sud un număr mare de animale. Dacă acum câteva luni vă informam că din partea de est a Europei ne amenință o boală pesta porcină africană, riscul nu a trecut, din contră se agravează la granița de est. Mai nou, la granița de sud a României, în Bulgaria, în Grecia, în Macedonia, în Turcia. Chiar în Turcia pot să spun că sunt mii de focare de dermatoză nodulară bovină. De ce fac această scurtă informare? Pentru că am cele două boli sunt foarte grave, pentru că impun un embargo comercial asupra animalelor din România și vă dați seama că toate animalele bolnave trebuie ucise. Vecinii de la sud de Dunăre au avut deja focare de infecție și au înregistrat peste 1500 de decese în rândul bovinelor. În Bulgaria am avut săptămâna trecută o delegație de la Vidin și de la Montana. Ne-au informat că au ucis peste 1600 de animale, au avut 77 de focare de boală, deci este destul de periculoasă pentru că apare prima dată. Nu s-a mai avut astfel de probleme? Nu, în România nu a evoluat nici peste porcina africană, nici dermatoză nodulară contagioasă bovină. Am informat toate fermele, am informat primăriile, am informat medicii oficiale, am informat la frontieră. Primul semn al apariției dermatozei nodulare este apariția unor noduli pe corpul bovinelor, inclusiv pe bot și nări. Boala se transmite prin mușcătura țânțarilor, muștelor sau căpușelor, sau prin contact cu alte animale bolnave. Boala nu se transmite și la om. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a decis ca în județele din sudul țării, printre care Dolj, Mehedinți și Olt, să fie restricționată circulația animalelor și să fie închise expozițiile de animale pentru specia bovine.